Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Va fi o etalare horoscopul pentru săptămâna 31-6 septembrie. Ne apropiem cu pași repezi către luna septembrie. Haideți să vedem ce se poate întâmpla în viața dumneavoastră în funcție de zodia dumneavoastră, de ascendent, în această perioadă. Vom începe cu cei născuți în berbec sau au ascendentul în această zodie. Haideți să vedem la dumneavoastră. Să știți că veți face un echilibru, parcă până acum prea ați fost axați pe partea materială, nu ați avut încredere în ceilalți, poate la serviciu, poate în viața de zi cu zi, pe plan sentimental mai ales, ați avut impresia că este o iluzie, că nu este bine ceea ce faceți, v-ați retras în această retragere pe care ați avut-o, ați început să spionați persoana respectivă, dar și persoana respectivă cu care nu mai sunteți, pe care ați lăsat-o sau care v-a lăsat, în orice caz, nu mai există, da? Conexiunea, cum a fost la început, în sensul că la nivel de comunicare, întâlniri și așa mai departe între voi doi, dar ambii vă spionați în această săptămână, ambii încercați să aflați mai multe unul despre celălalt, ceea ce face persoana respectivă, pentru că v-a fost foarte greu. Foarte greu să înțelegeți că lumea materială este o parte din viața dumneavoastră, dar trebuie să ne ocupăm și de planul sentimental. Și atunci voi ați făcut foarte multe acțiuni pentru lumea materială, nu ați dat atenție intuiției dumneavoastră să vă ascultați sufletul în direcția respectivă și atunci veți căuta o soluție intelectuală între minte și sufletul vostru în această săptămână și asta foarte rapid, pentru că v-ați dat seama că trebuie să acționați rapid în această direcție. Anumite schimbări, nu o singură schimbare, vor fi schimbări importante pe plan sentimental, zic eu, dar poate să fie și în general. Și asta pentru că voi până acum ați vrut securitatea financiară a familiei dumneavoastră, familia pe care ați clădit-o dumneavoastră și de aceea ați acționat în această direcție. Dar acum parcă nu mai puneți preț pe ceilalți, parcă prea mult v-ați preocupat de ceilalți și asta pentru că ați respectat anumite tradiții în familia dumneavoastră. Dar acum aveți capacitatea să spuneți ceea ce simțiți, ceea ce vreți, ceea ce inima dumneavoastră vrea, ceea ce sufletul dumneavoastră cere. Și o veți face în această săptămână și vor fi informații care vă vor ajuta atât pe dumneavoastră cât și pe persoana cealaltă, pe persoanele implicate. Deci va exista o comunicare care mai ales se va face destul de delicat. Da? Pentru că știți că mergeți către un teren delicat, dar această comunicare nu va ezita să apară. Veți avea curajul să o faceți. Taur, cei născuți în Taur sau au ascendentul în această zodie. Ok. Aici văd la dumneavoastră, văd o asemănare extraordinară între voi și o cealaltă persoană. O persoană la care vă gândiți, o persoană care vă este dragă. Există o asemănare extraordinar de importantă. Văd o persoană brunețică, tenul alb și o persoană cu părul șaten spre, da, un pic cu tentă roșcată. Discutați cu această persoană și de ce? Pentru că știți că ați ajuns acum în această săptămână, de fapt, sau în ziua în care dumneavoastră urmăriți acest videoclip, știți că ați ajuns la un punct destul de delicat în direcția de a fi cu această persoană și această persoană de a fi cu dumneavoastră. Efectiv, sunteți la fel, efectiv, gândiți la fel, dar nu există curajul nici din partea dumneavoastră, nici din partea persoanei respective să acționați. Și atunci vă văd că încercați să găsiți o manieră destul de inteligentă, să zic așa, analitică, de a aborda această persoană și mai puțin de a discuta cu sufletul.
ar trebui să vă ascultați intuiția, ar trebui să nu mai vă fie teamă, pentru că datorită forței dumneavoastră interioare veți reuși și acelei intuiții. Este ca o piedică pe care trebuie să o treceți, pentru că ceva a creat un blocaj între voi și persoana respectivă pentru o lungă perioadă de timp și atunci aveți nevoie de curaj, aveți nevoie de această putere și mai ales puterea necesară de a ierta persoana respectivă. Pentru că parcă nu vreți să acționați, așteptați de la persoana respectivă să acționeze. Nu, aici este vorba de o chestie de iertare. Fie dumneavoastră trebuie să iertați persoana respectivă în interiorul vostru, fie cealaltă persoană, simt mai mult că trebuie dumneavoastră. Și atunci este timpul să acceptați, să acceptați ce persoană frumoasă sunteți, ce persoană minunată sunteți și să acceptați că respingerea aceasta sau blocajul dintre voi doi pentru această perioadă de timp, eu o văd destul de mare, un blocaj care a început în iarnă, poate să fie în iarna asta, în iarna anului trecut, însă pentru alții, da, poate să fie o scurtă perioadă de timp, dar văd un blocaj. Ei, acest blocaj trebuie să-l înțelegeți că a avut loc din diverse motive. Nu numai că dumneavoastră ați fost de vină sau persoana respectivă, există o parte de vină a ambilor. Cineva a fost foarte saturat ca un burete care n-a mai putut absorbi nici cea mai mică picătură și atunci s-a produs această ruptură. Dar acum trebuie să vă găsiți forța interioară și să mergeți către persoana respectivă. Eu așa văd. Aveți așteptări din partea persoanei respective, dar văd că voi trebuie să faceți pasul. Acum voi știți ceea ce vreți să faceți, ceea ce trebuie să faceți. Haideți să trecem la gemeni, cei născuți în gemeni sau au ascendentul în această zodie. Trei cărți pentru gemeni. Pentru săptămâna 31, 31 august, 6 septembrie. La dumneavoastră, dragii mei gemeni, văd că doriți să întoarceți spatele unei persoane, doriți să vă desprindeți efectiv emoțional de o persoană anume, de o situație anume, de mai multe persoane, dumneavoastră știți mai bine, pentru că v-ați dat seama că este timpul să treceți la altceva și să faceți schimbări importante în viața dumneavoastră. Aceste schimbări vor apărea. Vor apărea și destul de rapid. Poate voi ați încercat să planificați, dar în săptămâna aceasta veți avea schimbări extrem de rapide. Este vorba de fie de o persoană care este născută iarna sau o persoană născută în zodia rac, așa văd ca și energie zodiacale, sau voi cereți sfatul unei persoane cu experiență, o persoană care a trecut prin acea situație cu dumneavoastră pentru a ieși din zona aceasta de, nu de incompetență, pentru că nu vă găsiți incompetenți, dar găsiți că sunteți fără, să zic așa, arme, că parcă ați plecat la război fără arme, parcă nu aveți motivație, nu știți dacă este bine să faceți acest pas și așa mai departe, pentru că știți odată că dacă pasul este făcut, nu veți mai reveni și atunci încercați să găsiți o părere obiectivă din partea altei persoane pentru a vedea cum trebuie să acționați. Asta pentru că sunteți foarte emoționali și în această săptămână veți fi extrem de emotivi. Veți discuta cu această persoană care vă va da sfaturile necesare și să știți că veți avea succesul pe care voi îl aveți în mod conștient, dar și în subconștientul dumneavoastră, adică nu sunteți conștienți de ceea ce s-ar putea întâmpla. Deci veți avea succesul necesar, dar asta doar dacă perseverați în această direcție. Nu trebuie să vă abateți de la drumul cel drept și veți sărbători o realizare extraordinară, pentru că sunteți admirați chiar de persoana de care voi încercați să vă desprindeți în acest moment. Da? Este o persoană, s-ar putea, mai în vârstă decât voi, așa o simt. Dar dumneavoastră știți mai bine. Haideți să vedem la RAC. Cei născuți în RAC sau au ascendentul în această zodie, dragii mei, ce se poate întâmpla RAC?
Cei care sunt născuți sau au ascendentul în această zodie. Voi văd că din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional, în această săptămână veți avea o reușită extraordinară, o schimbare în cariera dumneavoastră pentru câțiva alții, o intrare de bani, un nou început pe plan carieră sau pur și simplu cereți sfaturi unei persoane pentru a face ceva la nivel de carieră, a schimba ceva sau ceva în legătură cu cariera. De asemenea, voi încercați să faceți, să vă concentrați pe ceva anume, fie pe o persoană anume, fie să vă concentrați ca totul să iasă perfect într-o manieră așa cum o vreți, la cel mai mic detaliu. Și parcă aceste proiecte pe care vreți să le faceți din punct de vedere profesional sunt proiecte calculate, bine gândite, pe termen lung, care să vă dea o satisfacție pe termen lung. S-ar putea să mergeți la anumite seminarii, la o formare profesională, la ceva care să vă ajute. Iar din punct de vedere sentimental, văd o relație cu o persoană în secret, sau cu o persoană la care vă gândiți în secret și vă este teamă, nu știu, vă este teamă să discutați cu această persoană, vă este teamă să faceți pasul către această persoană pentru că nu știți ceea ce simte, aveți o teamă, aveți o frică, ori teama, frica de a intra într-o relație care știți că va fi o relație în secret, dar în săptămâna aceasta văd că veți înțelege adevărul despre ceea ce s-ar putea întâmpla între voi și o anumită persoană în secret, ceea ce s-ar putea întâmpla dacă v-ați întâlni cu această persoană în secret, dacă ați relua, pentru câțiva văd o reluare a unei relații în secret, pentru alții văd ceva nou, la o persoană nouă cu care vreți sau vă gândiți în secret la o persoană nouă. Haideți să vedem la Leu în săptămâna aceasta ce se poate întâmpla pentru cei născuți în Leu sau ascendentul în această zodie. Leu. Ok. Sar cărțile. Oh, au ieșit 4 cărți, o să iau doar 3, da? Imediat. Săptămâna aceasta încercați să vă... Chiar dumneavoastră ați ieșit în această carte, în toată splendoarea, cu o forță de nemăsurat, o forță și o grație interioară a dumneavoastră care vă va permite să realizați anumite lucruri, să vă mențineți într-o anumită direcție și vă veți îndepărta de persoane care știți că sunt false, știți că nu au aceleași principii și aceleași valori cu dumneavoastră, veți realiza că... ceea ce gândeați voi până acum ca fiind cea mai bună alegere pentru voi s-a dovedit a fi nu tocmai o alegere câștigătoare și nu tocmai o alegere care v-a adus fericirea și atunci vă veți îndepărta pentru că vă veți da seama că nu merită efortul dumneavoastră. S-ar putea ca să existe un partener sau o parteneră care să apară în această săptămână, fie cineva nou, fie cineva din trecut, fie cineva cu care sunteți în, eu știu, într-o comunicare oarecare, un partener, o parteneră romantică căreia sau căruia puteți să-i faceți încredere și veți discuta cu această persoană. Această persoană vă va oferi anumite sfaturi. Sfaturile oferite de el sau ea vor veni din suflet. Deci puteți să aveți încredere în persoana respectivă. Poate să fie o persoană născută iarna sau vara.
Și poate să fie o persoană care are, lucrează în domeniul artistic, lucrează o persoană cunoscută, o persoană publică sau o persoană care are familie deja, da? Dar cunoscută în zona sa. Nu știu de ce văd o persoană cunoscută. Și veți închega, să zic așa, o conexiune cu această persoană de încredere. Și veți înțelege că trebuie să iertați o anumită persoană, anumite persoane din jurul dumneavoastră pentru a putea merge mai departe, pentru ca dumneavoastră să vă eliberați de acest stres negativ indus de aceste persoane, pentru că nu vă aduce foarte mult, da, foarte mult stres, foarte multă instabilitate emoțională și nu aveți nevoie. Haideți să vedem la fecioară, cei născuți în fecioară sau au ascendentul în această zodie. Ops, asta a vrut să iasă. Ok. La fecioară. În această săptămână văd că ați primit deja o sumă de bani sau veți primi o sumă de bani, iar cu această sumă de bani veți fi foarte atenți ceea ce veți face. Este foarte important să gestionați suma aceasta de bani. Nu știu de ce simt asta pentru dumneavoastră, deși vreau să vorbesc din punct de vedere sentimental, apare această situație pe care vreau să vă expun. Deci veți găsi un echilibru în această săptămână sau va trebui să găsiți un echilibru între ceea ce cheltuiți și ceea ce primiți. Deci fiți foarte atenți ceea ce faceți cu suma asta de bani. Probabil veți avea nevoie de acești bani un pic mai târziu, nu știu de ce cărțile îmi spun acest lucru. De asemenea, să știți că parcă faceți ceva pentru a ajuta pe cineva din familia dumneavoastră, persoana respectivă sau o persoană pe care o considerați ca frate, soră și așa mai departe, poate să fie prieten, dar în general văd din familia dumneavoastră, veți ajuta pe cineva care are bani mai puțin decât dumneavoastră sau care are nevoie de ceva anume. Și de asemenea veți munci foarte mult. Văd că veți munci foarte mult în săptămâna aceasta. La serviciu ar fi bine, dacă aveți serviciu, să cereți ajutorul celor din jur. Și parcă foarte multe de rezolvat, deci foarte multe responsabilități, foarte multe de rezolvat în cadrul familiei voastre în această săptămână. Veți face foarte multe lucruri, foarte multe trebuie plătite, foarte multe lucruri. Veți avea, deci de asta vă spun, la nivel de bani, la nivel financiar, veți fi acaparați de, da, de taxe, de facturi de plătit, ba să ajutați pe altcineva, da? S-ar putea, ar fi bine să cereți ajutorul, adică dacă sunteți într-o familie, nu știu, să împărțiți un pic datoriile, să, da, ceva de genul acesta. Din punct de vedere emoțional, să zic așa, pe plan sentimental, văd foarte multă gelozie. Gelozie din partea dumneavoastră, dar și din partea persoanei respective, și asta pentru că nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă, unul zice hai la nord, celălalt la sud, și sunt opinii diferite și parcă vă veți simți în dezacord chiar cu voi înșivă în această săptămână. Pentru că și voi sunteți ambițioși, ambițioși încăpățânați, dar și persoana respectivă. Deci atenție la conflicte, atenție că nu aveți de ce să intrați în conflicte. Văd pentru voi, dragile mele, fecioară, o persoană născută primăvara, precum și toamna. Da? Haideți să vedem pentru balanță, cei născuți în balanță sau au ascendentul în această zodie, ce se poate întâmpla în această săptămână. Balanța.
Oh, prima carte este dumneavoastră, foarte frumos, Steaua și Justiția, uitați cât de frumos pentru balanță, foarte frumos. Deci ați ieșit în toată splendoarea, speranță, optimism, începeți parcă luna cu un boom de energie, cu ceva extraordinar, cu o forță, cu un optimism, cu o putere în voi și parcă aveți impresia că veți putea deplasa munți, atâta de mare forță aveți. Și asta pentru că în ultima perioadă de timp ați luat timpul necesar ca să examinați pe cei din jurul dumneavoastră, pe voi înșivă, să examinați ceea ce este bun pentru voi și să vă eliberați de ceea ce este bun pentru voi și ceea ce face bine celorlalți. Și atunci veți avea schimbări extraordinar de frumoase în timpuri destul de dificile. Peste care ați trecut foarte bine, dar destul de dificile și veți avea o decizie de luat pe plan sentimental în această săptămână și veți lua în considerare participarea fiecăruia, și a dumneavoastră și a persoanei respective. Veți lua timpul necesar să mergeți mai departe. Haideți să vedem la Scorpion. Îmi cer scuze, am revenit, rămăsesem la Scorpion. Scorpion pentru săptămâna 31 august, 1 septembrie. Scorpion. Ok, văd aici o implicare din punct de vedere sentimental cu o persoană de la serviciu sau cu care lucrați sau cu care ați lucrat sau pe care o cunoașteți la serviciul dumneavoastră, la serviciul persoanei respective. Vă veți asculta inima în ceea ce privește persoana aceasta și intuiția dumneavoastră, căreia ați înțeles că puteți să-i faceți încredere. Și asta pentru că vă veți gândi în această săptămână la dumneavoastră, căci până acum prea multă grijă ați avut pentru cei din jurul vostru și v-ați cam neglijat. Deci o să vă urmați această intuiție, această pasiune pe care o aveți pentru cineva sau vă veți întreba în ceea ce privește cariera dumneavoastră, ceea ce este cel mai bine pentru voi și parcă în această săptămână veți fi cel mai bun sau cea mai bună la nivelul acestei cariere în ceea ce faceți, veți primi o sumă de bani de asemenea și parcă vă gândiți, sunteți în fața unei decizii, aveți mai multe alegeri de făcut, aveți mai multe opțiuni, nu știți ce să alegeți, nu știți ce să faceți. Poate în privința carierei, poate în privința unei persoane anume, dar vă gândiți la o alegere de făcut, nu vedeți lucrurile clar foarte bine, care este cea mai bună alegere pentru voi, fugiți un pic de realitate, dar cărțile spun să vă urmați inima, să vă urmați pasiunea din sufletul vostru, da? O persoană născută toamna, iarna sau vara s-ar putea să aveți de-a face. Haideți să vedem la Săgetător pentru săptămâna 31 august, 6 septembrie, Săgetătorul, ce se poate întâmpla în viața dumneavoastră în această săptămână. Vă văd în familie. Dacă sunteți căsătoriți, este o relație de căsătorie extrem de monotonă, foarte dificilă, foarte grea, o relație în care vă simțiți singur, singură. Încercați să ajutați pe cineva din familie, din punct de vedere financiar. Nu vreți, în această săptămână nu văd că veți mai dori să ieșiți afară, să, eu știu, poate sunteți în concediu, poate sunteți într-o pauză, dar parcă nu mai vreți să aveți de-a face cu absolut nimeni, da? Nici cu prieteni, nici cu alți membri din familia dumneavoastră. Vă rugați foarte mult, văd în această săptămână,
Și sunteți înconjurați de copii, de copii, de persoane din familie cărora puteți să le faceți încredere, dar din punct de vedere emoțional vis-a-vis, deci dacă sunteți căsătoriți sau locuiți cu această persoană sau sunteți de mult cu o persoană și chiar aveți copii cu această persoană, nu vă simțiți bine, vă simțiți singur, singură, deci din punct de vedere emoțional. Și vă va fi destul de greu, da? Și de aceea există și această retragere. Parcă mai mult vă gândiți la copii sau veți fi înconjurați de copii. O persoană născută vara, văd. Haideți să vedem la Capricorn ce se poate întâmpla în această săptămână. Capricornul, fie voi aveți de-a face în această săptămână cu o persoană din rac sau din balanță sau fecioară. Văd ca și energie zodiacale, veți avea o schimbare extrem de importantă, o schimbare și o experiență de viață care va face în așa fel încât lucrurile să nu mai fie așa cum au fost până acum, un eveniment destul de important care o să vă modifice viața în general și care vă va oferi ocazii extrem de importante. Un succes care va rezulta din perseverența dumneavoastră. Poate să fie pe plan sentimental, pe plan profesional. Veți avea capacitatea de a pur și simplu a sărbători această reușită sau aceste reușite. Cineva se gândește foarte mult la dumneavoastră, sunteți sub proiectorul acelei persoane sau acelor persoane. Dacă aveți ceva de făcut din punct de vedere legal, este bine să fiți foarte atenți la ceea ce semnați, da? Pentru a lua o decizie extrem de importantă. Unii dintre voi vă gândiți la un divorț al dumneavoastră, ori al unei persoane anume. Există un divorț și o plecare, de unde și schimbarea aceasta de viață efectiv. Haideți să vedem la cele persoanele născute în Vărsător sau au ascendentul în această zodie, în această săptămână. S-ar putea să vă certați cu o persoană, o energie feminină, dar poate fi foarte bine o energie masculină, născută toamna sau în zodia Capricorn, Fecioară, Taur. Și cu această persoană să vă certați la serviciu sau să fie un partener de afaceri. De ce? Pentru că persoana respectivă încearcă să profite de ceea ce dumneavoastră ați făcut și să atribuie această reușită, să și o atribuie. Nu, vă veți afirma și nu veți renunța la ceea ce dumneavoastră ați făcut, la ceea ce credeți. Iar pe plan sentimental, vă veți feri de o persoană. O persoană care încearcă să ia legătura cu dumneavoastră, vă trimite mesaje, nu îi veți răspunde în această săptămână sau dacă îi răspundeți, îi răspundeți foarte târziu. Este o persoană cu care lucrați. Această relație este, da, la serviciu, da? Ori lucrați cu această persoană, ori studiați cu această persoană, ori ați întâlnit-o prin intermediul muncii, persoana respectivă a dumneavoastră. O persoană care v-a adus o altă viziune în viață. Și s-ar putea ca, eu știu, câțiva dintre voi să întâlniți această persoană în această săptămână. Deci unii dintre voi renunțați la o persoană din trecut, de aceea nu o să-i mai răspundeți la mesaje și veți întâlni o persoană nouă, o persoană nouă care s-ar putea să vă realizeze, eu știu, visul dumneavoastră din punct de vedere sentimental, ceea ce căutați voi, o stabilitate, ceva practic, dar în același timp pasional. Aveți șanse în această săptămână să întâlniți această persoană și să închegați o relație extrem de strânsă și extrem de rapid.
Haideți să vedem la pești ce se poate întâmpla la pești, cei născuți în pești sau au ascendentul în această zodie. Peștii. Un nou început vă este teamă foarte mare de un nou început. Examinați trecutul, ceea ce ați făcut și prezentul, ceea ce faceți în prezent pentru a planifica viitorul dumneavoastră. Ați înțeles care este misiunea dumneavoastră, ați înțeles ce trebuie să faceți. Vă veți elibera în această săptămână de judecată, să judecați pe cei din jurul dumneavoastră, să vă judecați pe voi înși vă, și pentru că ați înțeles că aveți o teamă nefondată. Frica dumneavoastră este nefondată, fie nu dormiți bine, fie aveți insomnii, vă treziți noaptea, vă culcați prea devreme, vă culcați prea târziu, aveți anumite coșmaruri câțiva dintre voi, sau pur și simplu teama dumneavoastră de acest nou început. Și frica aceasta nefondată vine din faptul că dumneavoastră creați scenarii cel mai rău, da? Ceea ce se poate întâmpla cel mai rău. Nu. Și permiteți acestor scenarii care nu sunt fondate, care nu au legătură cu realitatea, sunt în mintea dumneavoastră, le permiteți să vă macine, da? Să vă iau o parte din energie. Și aceste temeri, aceste frici ale dumneavoastră, să știți că sunt extraordinar de mari în raport cu problema pe care o aveți voi. Vă gândiți la, dacă sunteți femeie, la o persoană care poate fi născută toamna sau care poate fi în zodia Capricorn, Fecioară, Taur sau iarna născută sau în zodia Gemeni. Da? Dacă sunteți bărbați, să știți că vă veți afirma. Din punct de vedere profesional, vă veți afirma pentru că sunteți extrem de dotați, ca și talente, sunteți carismatici, dar și energia feminină poate să facă același lucru și asta pentru că știți că aveți dreptate. Da? Vă veți afirma acolo unde aveți dreptate, totul merge bine. Deci din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional, nu aveți de ce să vă fie teamă. Și mai ales pentru acest nou început, pentru că totul va merge bine, va fi o persoană foarte bună pentru care veți munci. Da? Deci un șef, o șefă a dumneavoastră sau întreprinderea unde intrați, poate fi un nou job, poate fi o nouă poziție, în orice caz va fi foarte bine pentru voi. Deci nu aveți de ce să vă fie teamă. Dragii mei, aceasta este etalarea pentru astăzi, pentru săptămâna 31 august 6 septembrie. Sper să fi aflat elemente importante. Vă mulțumesc tuturor din suflet pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc toate cele bune. La revedere, dragii mei!